Bâlbâiala autorităților responsabile de gestionarea cazului privind răpirea moldovenilor de separatiști continuă pentru a treia zi consecutiv. SIS și Procuratura Generală au emis un comunicat de presă identic în care anunță că două persoane s-ar afla încă în custodie așa ziselor servicii de securitate din regiunea transnistreană. Între timp, Ministerul de Interne spune că nu are nicio confirmare că ar exista alte două persoane răpite. Ministerul de Interne a anunțat și pe parcursul zilei de ieri și reiterează și astăzi că au fost eliberați doi cetățeni ai Republicii Moldova care au fost răpiți de la domiciliu de către forțele de la Tiraspol. Unul din ei este angajat în Ministerul de Interne, cel de-al doilea este angajat al Agenției Servicii Publice. Despre alți doi presupuși răpiți, Ministerul de Interne nu are absolut nicio informație oficială sau o plângere care ar confirma acest fapt. Două dintre persoanele răpite miercuri de pretințele servicii de securitate de la Tiraspol s-au reîntors la familiile lor, sunt bine și susțin că nu au fost torturate. Este vorba despre Andrei Amarfi și Alexandru Puris. Între timp, nu se cunoaște nimic despre soarta lui Adrian Aglijin și Stanislav Minzarari, ceilalți doi moldoveni reținuți. Precizările vin din partea reprezentanților organizației Promolex. Cei doi bărbați eliberați au ajuns acasă joi în jurul orei 20. Alexandru Puris a declarat că a fost încătușat, iar pe cap i s-a pus o glugă și dus de acasă doar în lenjerie și șlapi. Bărbatul a fost ținut într-un izolator din Tiraspol. În tot acest timp, la domiciliul acestuia, în orașul Kamenka din stânga Nistrului, au avut loc percheziții care au durat aproximativ 3 ore. Separatiștii ar fi confiscat un computer, un laptop, un telefon, aproximativ 6.000 de lei și alte dispozitive electronice. În timpul detenției, Alexandru Puris a fost audiat și informat despre motivul reținerii. Acesta a fost acuzat de spionaj. Așa numitele forțe de ordine din stânga Nistrului i-au interzis să părăsească regiunea.